După menționarea Casei Antreprenoriatului ca o istorie de succes sau o comunitate antreprenorială dezvoltată sau ca un exemplu pentru alte comunități antreprenoriale, s-au schimbat multe în activitatea instituției noastre, inclusiv și trasarea noilor direcții de activitate. În primul rând, într-o această colaborare am mai văzut sau am făcut cunoștință cu instituții sau cu comunități antreprenoriale de mai multe profiluri, începând de la agricultură, terminând cu copiii și cu educarea copiilor. Într-al doilea rând, despre noi au aflat și noi suntem foarte bucuroși că am fost selectați și lucru care îl facem noi mai mult voluntariat, au ajuns să fie evaluat la justa valoare. Participarea în cadrul acestui proiect pentru noi a fost foarte benefică. În primul rând, despre noi au aflat mai mult la nivel național. Ce ține din nivel național? Au început să ne contacteze diferiți conducători de raioane. Au venit în vizită la noi, au văzut instituția. Adică preiau niște practici bune care noi le aveam, le preiau de la noi și le implementează în zonele lor. Și la nivel internațional, deja am fost contactați de mai multe instituții internaționale care se interesează de noi, vreau să colaboreze cu noi. Zona economică liberă din regiunea noastră, sau să spunem din orașul nostru Ungheni, e la moment e cea mai dinamică zonă din țară. Ea se dezvoltă. Noi contribuim destul de bine la dezvoltarea acestei zone economice libere. Prin intermediul nostru vin diferiți investitori străini. Totodată și planurile pe care ne-am pus de învățământul profesional, care îl identificăm să-l facem, iarăși mai mult este pentru zona economică liberă. Deoarece e un paradox, șomajul este foarte mare, dar totodată întreprinderile care vin în zonă nu au cadre calificate. Noi vrem ca Ungheniu să devie un oraș foarte important în Republica Moldova, mai ales că avem și o plasare geografică la frontiera Uniunii Europene. Am vrea ca zona economică liberă să dezvolte încă și mai dinamic, am vrea ca să fie mulți investitori și am vrea ca să folosească de serviciile noastre și noi experiența pe care o avem, să o putem folosi la justa valoare. Personal aș spune și aș îndemna toate comunitățile antreprenoriale să nu fie zgârciți și să împărtășească practica sa și cunoștințele cu toți care doresc să afle ceva nou sau ce ține de dezvoltarea business-ului.